Dragi prieteni, timp de 34 de ani, PSD, PNL și UDMR au dus o campanie agresivă de bagatelizare a culturii românești și a istoriei naționale. Totul cu scopul dezrădăcinării românilor și a sădirii în mentalul colectiv a unui sentiment de inferioritate față de țările și culturile vestice. Cetățile voivozilor noștri au fost lăsate în paragină. Casele memoriale ale scriitorilor și artiștilor noștri au fost năpădite de bălării. Iar în manualele de istorie abia de se mai face referire la faptele înaintașilor noștri. O istorie milenară a ajuns să fie spusă generațiilor tinere în doar câteva fraze, și acelea concepute astfel încât să diminueze cât mai mult moștenirea noastră și dreptul pe acest pământ. De 34 de ani se promovează subcultura și personaje care mai de care mai pestrițe, drept talum de principii și valori pentru tinerele generații. Astfel, românii își pierd sentimentul identitar și cel al apartenenței la un neam și un pământ, lucru care îi face docili în fața intereselor externe, ușor de manevrat, iar țara devine o simplă piață de desfacere pentru bunurile și serviciile altora și un simplu exportator de forță de muncă. S-a dorit anularea simțului proprietății asupra resurselor, de pildă, astfel încât acestea să fie preluate și exploatate de străini spre menținerea românilor în sărăcie. Dacă lupți pentru identitate, istorie și moștenire, ești rapid catalogat drept extremist sau ultranaționalist. Dar oare cum se numește cei care distrug cu bună știință toate acestea? Întrebați-vă voi, dragi prieteni, și haide să-i scoatem din jilțurile lor vremelnice pe toți cei care au trădat cauza națională.